Gloria nu și-a respectat statutul de favorită și a remizat la Mioveni cu scorul de 0-0 contra unei echipe căreia foarte puțini îi dădeau șanse. În prima repriză, prima mare ocazie a Buzăului a fost semnată de Pervan, jucătorul croat șutând puternic sub bară, după ce inițial trimisese din lovitură liberă în zid. Argeșenii au avut două oportunități notabile după acțiuni purtate în viteză, finalizate cu șuturi, care au trecut puțin pe lângă poarta lui Greab. Chiar înainte de pauză, Dumitru și Tănasă au avut golul în gheată, dar au ratat ultima execuție, lăsând tabela nemodificată. După reluare, jocul Gloriei s-a stins, meciul îndreptându-se către un 0-0 previzibil. Mioveni-Gloria Buzău s-a terminat egal după un meci pe care, în viziunea celor mai mulți dintre microbiști, Buzăul trebuia să-l câștige fără nicio problemă. În etapa viitoare, care va avea loc pe 12 august, Gloria va juca acasă cu Tunari.